Bună ziua, dragi prieteni din Capricorn! Haideți să vedem la Capricorn pentru săptămâna viitoare în dragoste. În dragoste la Capricorn. Capricornii sunteți îndrăgostiți ca un fluturaj, Da? Urmăriți pe cineva, vă urmărește cineva, bă, aveți dragoste, binecuvântată, pomul vieții, un miracol se va întâmpla cu o persoană de departe. O să vedeți cât atracție simte pentru dumneavoastră acea persoană, veți fi foarte fericiți. Dar parcă o să vă simțiți legați, nu o să știți ce să spuneți. Când o să vedeți că acea persoană vă vrea lângă dumneavoastră, vă iubește, vă caută. Da? Nu o să știți ce să faceți și ce să spuneți. O să aveți o, un miracol, o magie, o. cum să zic? Ceva foarte bun. Aveți o dragoste binecuvântată. Nu se vede despărțire. Dacă ați avut probleme, se rezolvă. Acea persoană nu vă părăsește. Dacă v-a părăsit, se întoarce. Imediat o să intrați în acțiune. O să aveți o provocare și o să aveți o relație de la inimă la inimă, cum să zic, din inimă, da? Vești bune, aveți planuri care o să fie perfecte, o să decurgă exact așa cum vă doriți. Dar, parcă, poate aveți nevoie și de un semn, un semn sau de mai multă atenție, mai multă dragoste de la acea persoană, mai, mult, mai multă... Uh, mai multă demonstrație că vă iubește. Să demonstreze mai mult că vă iubește, da? Asta vă doriți, dumneavoastră, și veți avea. Poate că nu comunică foarte mult, dar arată că o să comunice mai mult, că va fi mai bine. Da? Sunteți în apărare, poate că este cineva din familia lui sau ei care vă. Vă atacă verbal, mă refer, vă spune lucruri care nu vă convin, da? sau nu vă convine de cineva din prietenii, persoane iubite sau familie, și atunci arată în puține certuri. Dar și o călătorie, poate mergeți undeva, arată. Dacă vă gândiți la o persoană anume și vă place, arată că și acea persoană se simte atrasă că puteți să începe o relație de durată. Nu vă văd aventurieri, vă văd cu dragoste sinceră, da? Și vă văd uh, cu uh, dorința de a avea o relație stabilă. Cam asta a fost pentru Capricorn. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.